Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Noi suntem Irina Gologan și Daniel Osmanovici și vă invităm la Focus la prima oră. Iată care sunt cele mai importante știri ale dimineții. Școlile și grădinițele se redeschide astăzi, aproape 2,5 milioane de elevi se întorc în clase. Declarația prin care părinții își dau acordul pentru testarea copiilor nu va fi obligatorie. Anunțul a fost făcut de Ministrul Educației. Mai multe școli din țară au găsit soluția pentru aerisirea sălilor de clasă atât de necesară în această perioadă și au achiziționat aparate de ventilație. Și peste 160.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech sosesc astăzi. Este a 8-a tranșă primită de România. Bărbatul care a atacat violent doi copii într-un parc din Hunedoara a fost reținut pentru 24 de ore. El a fost filmat ieri în timp ce agresa doi copii de 7 și 13 ani. Avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Micuțul de 7 ani era chiar fiul agresorului, iar cel de 13 ani era nepotul acestuia. Martorii spun că băiatul de 13 ani a leșinat din cauza durerilor. Câteva momente mai târziu, agresorul a fost văzut cum se îndreaptă și spre copilul de 7 ani. Suspectul a declarat că în momentul în care a auzit că fiul său s-a certat cu un alt copil, s-a dus la celălalt băiat și l-a trântit la pământ. Aproape 2,5 milioane de elevi și preșcolari se întorc astăzi în bănci. Școala nu va începe însă peste tot. În aproape 50 de unități de învățământ din țară, cursurile se fac tot din fața computerului. Fie pentru că în unele școli nu este căldură sau apă curentă, fie pentru că profesorii au probleme medicale. Dar acolo unde orele se reiau fizic, trebuie respectate reguli stricte. Despre toate vorbim astăzi la Focus la prima oră. Vedem care este atmosfera în școli, aflăm ce spun elevii, părinții și profesorii. Pentru început, ne oprim în București. Colega noastră Bianca Iordache este la școala 56 din sectorul 2. Bună dimineața, Bianca! Ce pregătiri s-au făcut acolo? Bună dimineața tuturor! Într-adevăr, după 10 luni de cursuri online, elevii vor păși în sfârșit astăzi pe porțile școlilor. Noi deocamdată am ajuns primii, suntem tare nerăbdători să-i vedem pe elevi cât de bucuroși sunt că își vor revedea foștii colegi, cât de bucuroși sunt totuși părinții că vor începe în sfârșit elevii școala. În orice caz, până în acest moment, conform declarațiilor Ministrului Educației Sorin Câmpeanu, vor păși astăzi pe porțile școlilor aproximativ 2,5 milioane de elevi. După cum bine știm deja, școlile se redeschid sub cele trei scenarii, roșu, galben și verde, scenarii ce depind de rata incidenței cumulată, respectiv de numărul de cazuri de coronavirus confirmate din ultimele 14 zile raportate la 1000 de locuitori. Ei bine, Bucureștiul se află în acest moment în scenariul galben, ceea ce înseamnă implicit că se vor relua activitățile din creșe, din grădinițe, din clasele 04, precum și din clasele terminale din învățământul gimnazial și liceal. În același timp, elevii vor fi obligați să respecte mai multe măsuri de siguranță, precum distanța fizică de minim un metru, purtarea bunștilor de protecție, bineînțeles, precum și dezinfecția mâinilor la fiecare intrare în clasă. În același timp, să nu uităm de aerisirea sălilor de clasă după fiecare oră de curs. Momentan, așa cum v-am spus și mai devreme, suntem primii, așteptăm pe elevi care vor începe cursurile la ora 7:30. Până atunci, până să aflăm părerile părinților, Daniel, spune-mi tu totuși cum e, cum te simți de faptul că elevii, că respectiv copiii tăi vor începe astăzi în sfârșit cursurile după, uite, 10 luni de cursuri online. Corect, Bianca, într-adevăr Teia și Radu astăzi se reîntorc la școală respectiv grădiniță. Sincer să fiu, eu am ceva emoții, mi-ar fi plăcut să fiu alături de ei. Mi-e teamă că va fi foarte multă aglomerație, cum a fost de fiecare dată și înainte de a fi închisă școala respectiv grădinița, dar una peste alta, copiii mei sunt extrem, extrem de fericiți și încântați și nerăbdători. Noi o să aflăm mai târziu părerile elevilor, așa cum am spus, revenim ora următoare, atunci când probabil elevii vor avea parte de prima pauză pe anul acesta și vom afla cum se simt, cum a fost prima oră de curs, cum vor arăta pauzele, dar și cum se vor desfășura de acum încolo orele de curs. Atât de aici. Mulțumim frumos, Bianca, pentru info. Vezi ce a adus aminte, da, vezi? Îmi place asta, îmi place asta. Acordul părinților pentru testarea copiilor la școală a fost modificat și trimis aseară în rețeaua școlară. Premierul Câțu a precizat că părinții nu vor fi nevoiți să prezinte astăzi acest document.
Cineva s-a grăbit să pună acel document în spațiu public. Sunt persoane, copii care vor avea simptome și atunci va trebui să fie completat acel formular. Nu trebuie să vină lumea cu formularul completat la școală. Sunt trei scenarii după care vor fi redeschise școlile. În scenariul verde se află 2129 de localități, ceea ce înseamnă că toți elevii merg fizic la școală. Școlile din 903 localități, printre care și capitala, vor funcționa după scenariul galben. Aici doar copiii de grădiniță, elevii din clasele 1-4 și cei din clasele 8-a și a 12-a vor putea merge fizic la ore. În scenariul roșu, doar copiii de grădiniță și elevii din clasele primare vor merge la cursuri. În această situație se află însă doar 149 de localități, cele mai multe din vestul țării. Fiecare unitate de învățământ în parte trebuie să asigure dezinfectarea și nebulizarea cu 24 de ore înainte de redeschiderea școlilor. De asemenea, trebuie asigurată și curățenia, dar și aerisirea sălilor de clasă. Fiecare școală va avea circuite pe unde elevii se vor deplasa, accesul se va face pe mai multe intrări, iar la baie obligatoriu va trebui să aibă dezinfectant și prosoape de hârtie. Uscătoarele de mâini sunt interzise. În bănci, elevii vor sta câte doi, nu va mai exista plexiglas, iar distanța recomandată este de un metru. În cazul în care nu este posibil, atunci va trebui asigurată distanța maximă posibilă. Este esențial pentru ei și pentru familiile lor să poarte măștile, să aibă grijă la igiena mâinilor și să păstreze distanța. Elevii cu vulnerabilități care prezintă simptome asociate COVID-19 sau care au în familie persoane cu boli cronice vor face ore online. De asemenea, celor care prezintă simptome nu li se vor pune absențe. Și cadrele didactice vulnerabile vor preda exclusiv online. La apariția primului caz de infectare în rândul copiilor de grădiniță sau din clasele 1-4, activitatea la acea clasă va fi suspendată 14 zile. În învățământul gimnazial și liceal, lucrurile sunt puțin diferit. La apariția primului caz se va declanșa o anchetă epidemiologică, se recomandă, bineînțeles, și testarea și vor fi analizate măsurile. Fie se suspendă în urma concluziei DSP încă de la apariția primului caz, fie nu e necesară suspendarea, se iau alte măsuri și se continuă până la apariția celui de-al doilea caz. Și acum ne îndreptăm spre vestul țării. Județul Timiș este singurul din România aflat în scenariul roșu. Și asta de mai bine de 3 săptămâni. Incidența cazurilor este de 3,43 la 1000 de locuitori. Sunt multe localități însă în care acest indicator este chiar mai mare. Ovidiu Vărădeanu ne dă mai multe amănunte. Bună dimineața, Ovidiu! Bună dimineața! Timișoara este printre localitățile în care la cursuri merg doar preșcolarii și elevii din clasele 1-4. Astăzi, potrivit Direcției de Sănătate Publică, rata de infectare la 1000 de locuitori a fost de 4,22 în creștere. O creștere care este continuă însă de câteva zile. Timișoara numără acum peste 45.000 de elevi, începând cu cei de la grădiniță și până la cei de clasa 12, adică peste jumătate din numărul total de elevi din județ. Practic, astăzi în Timiș merg la cursuri în scenariul verde copiii din 36 de localități, indiferent de vârstă. În alte 41 de comune și orașe au mers astăzi la școală preșcolarii și elevii din învățământul primar, precum și cei din clasa 8-a și a 12-a. În 22 de comune însă, dar și în municipiul Timișoara și în orașul Recaș, merg la școală doar cei mici, preșcolarii și cei din clasele primare. Aici intră și comunele periurbane, în unele dintre ele incidența cazurilor este de peste 6 la 1000 de locuitori. La Șac, de exemplu, o comună de lângă Timișoara, rata de infectare este de aproape 10 la 1000 de locuitori. Reprezentanții școlilor cu care am vorbit zilele trecute spuneau că unitățile lor sunt pregătite să înceapă în nou semestru, în fiecare școală sunt măști, este dezinfectant și au stabilit circuite pentru elevi. Există școli care au cumpărat lămpi cu ultraviolete și chiar dozatoare cu dezinfectant pe care le-au pus atât pe coridoare cât și în săile de clasă. Deci, din acest punct de vedere, totul pare să fie în ordine. Directorii școlilor mai spun că dacă se termină stocurile de măști sau dezinfectanți, vor cere ajutorul primărilor. Atât deocamdată de aici. Ovidiu, mulțumim! Școala gimnazială Nicolae Iorga din Olt este una dintre extrem de puținele unități de învățământ din România care are un aparat de ventilație a aerului. Cu ajutorul acestuia este redus riscul de îmbolnăvire cu noul coronavirus. Aparatul de ventilație ajută și la curățarea aerului și la crearea unui mediu optim de învățare pentru elevi, spun reprezentanții școlii. Controlul sistemului de ventilație este foarte simplu, se poate face din telefon, prin internet.
Da? Și ne avem următorii parametri aici. Observăm că în momentul de față avem 614 părți pe milion concentrația de dioxid de carbon, adică avem un aer de foarte bună calitate. Studiile arată că virusul COVID-19 se răspândește mult mai ușor în spații închise, supraaglomerate și slab ventilate, unde persoanele stau apropiate timp de mai multe ore. Copiii stând destul de mult la școală, optând majoritatea pentru sistemul after school, trebuie să precizez faptul că în această clasă sunt 34 de elevi, iar sistemul de ventilație este extrem de important. O măsură importantă împotriva răspândirii coronavirusului în școli este ventilația constantă. Elevii de la școala Nicolae Iorga din Slatina sunt printre puținii norocoși din țară care se bucură de acest sistem încă de acum 3 ani. Acest aparat de fapt și dovedește are o dublă eficiență, pe de o parte pentru îmbunătățirea calității aerului, pe de altă parte pentru că reușește să îmbunătățească, să extragă particularitățile, bacteriile care sunt răspândite odată cu respirația. Folosirea unei astfel de instalații reduce riscul de îmbolnăvire datorită funcției de curățare a aerului prin captarea microparticulelor de praf, virusurilor și microbilor. Specialiștii spun că un astfel de sistem ar trebui să fie montat în toate școlile. Are capacitatea să extragă aerul din încăpere, viciat, încărcat cu dioxid de carbon și alți poluanți, inclusiv posibil contaminanți în aer, să le elimine în exterior, iar din exterior să aducă un aer proaspăt, în mod constant, trecut prin niște filtre și prin un recuperator de căldură. Ministrul Educației este însă de altă părere. Oricât de mult ne-am dorit acest lucru, școala începe luni, nu are rost să încercăm să schimbăm infrastructura școlară, o infrastructură care n-a putut să fie schimbată în câteva zeci de ani, în 3 zile. Ne bazăm foarte mult pe măsuri care țin cont de realitățile din România. Pandemia însă a debutat la noi acum un an. În ultimele 12 luni, elevii au lipsit din bănci mai bine de 6 luni. Iar acum, singura măsură pentru a purifica aerul în clase constă în deschiderea geamului. Cel puțin încă o lună de zile afară or să fie temperaturi negative, la fel și în sălile de clasă. We spend 90% of our time indoors. The indoor environment is just having this massive impact on our health. We've done past work showing that ventilation not only helps in terms of infectious disease, this virus and others, but also it has many benefits, and one is better cognitive function performance. Studiile în domeniu arată că în interiorul unei săli de clasă aerul poate fi de până la 5 ori mai poluat decât cel de la exterior. Printre părinți, părerile sunt împărțite când vine vorba de începerea școlii. Aveți vreo temere legată de faptul că copiii încep de mâine școala? Da, avem mici temeri, dar nu avem ce să facem. Că ar fi fost frumos dacă ar fi fost testați sau nu știm cum să fie cu curățenia la școală, cu aerisitul, dar asta este problema școlii mai mult. Ați primit ceva indicații de la profesori sau... Din păcate nu am primit încă. Ni s-a spus că trebuie să îi ducem între ora 8:30, o să îi lăsăm la ușă și de acolo o să fie preluați de către asistentă și făcut un triaj epidemiologic. Școlile nu cred că sunt pregătite să înceapă. Avem încredere că se respectă regulile și se păstrează distanța, se aerisește. Eu asta sper să se aerisească. Cred că s-au luat toate măsurile de siguranță și în școală și suntem poartă măști copiii, cred că e ok. Ați primit ceva instrucțiuni despre cum ar trebui să decurgă lucrurile? Da, s-a decalat ora pentru care, mă rog, ridicăm copiii, deci nu putem ridica toți copiii deodată și cred că nu se întâlnesc decât o clasă, copiii dintr-o singură clasă. Cred că s-au luat niște măsuri foarte bune la nivel de școală. Și acum mergem în Cluj-Napoca. Aici doar elevii de grădiniță și cei din clasele 1-4 se întorc la cursuri. Orașul de pe Someș se află încă în scenariul roșu, având o rată de incidență care depășește 3 la mie. Cu toate acestea, încă de la primele ore ale dimineții, centrul orașului s-a aglomerat. Andreea Stan, colega noastră de la Cluj-Napoca, ne spune cum începe școala acolo. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața! Școlile din orașul Cluj-Napoca și-au deschis larg porțile în această dimineață doar pentru elevii din clasele 1-4. Rata de infectare în județ este de 2,2 la mie. Vorbim în acest moment de 194 de școli din întreg județul care se află în scenariul roșu, alte 116 se află în scenariul galben, iar în verde 130 de școli. Este posibil, spun autoritățile, ca în următoarele zile, dacă rata de infectare va
va scădea și elevii din celelalte clase să se poată întoarce în bănci. Categoric, dacă se va întâmpla asta, în primele ore ale dimineții se vor crea ambuteiaje în oraș. Primăria a încercat să rezolve această problemă și a cumpărat autobuze speciale încă din anul 2019, gratuite pentru elevii care vin din cartiere spre centrul orașului la școală. Iată așadar că orașul Cluj-Napoca are în total 20 de autobuze școlare. Rămâne însă de văzut dacă părinții vor fi de acord ca odraslele lor să le folosească, iar de frica aglomerației să prefere să-i aducă personal cu mașina la școală. Mai mult, pentru că, iată, în ele au acces doar elevi și aceștia nu sunt nevoiți să se înghesuie alături de adulți în mijloacele de transport în comun. Totuși, vorbim de singurul oraș din țară care are atât de multe autobuze în circulație. În București, de pildă, ele au fost scoase din circulație și acest lucru a generat valuri de reacții negative din partea părinților. Sunt și grădinițe care astăzi își încep activitatea, însă o particularitate la Cluj este faptul că multe dintre ele funcționează deja pentru că au găsit o portiță legislativă și s-au acreditat în regim de after school. Una peste alta, inspectorul școlar de la Cluj-Napoca îi roagă pe profesori să nu reînceapă școala cu teste dure din primele zile, ci să pună accent pe ceea ce au învățat copiii, nu pe câtă materie au pierdut. Din păcate însă, doar câteva sute de profesori s-au vaccinat până în acest moment în județul Cluj. Din cei aproape 8.000 de profesori, doar jumătate s-au înscris pe listele de vaccinare. Atât de aici, la revedere! Mulțumim! Și din vest mergem către est, mai exact în județul Iași, unde două localități se află în scenariu roșu. Una dintre ele este la doar 5 km de orașul Iași. Daria Diaconiuc a adunat toate cifrele și ne spune ce se întâmplă acum în capitala Moldovei. Bună dimineața, Daria! Cum a fost acolo pregătită toată această situație? Bună dimineața! Autoritățile din Iași au ales scenariul galben. Asta înseamnă că de la această oră spre școală merg copiii, elevii din clasele 1-4, clasa 8, clasa 12 și clasa 13, acolo unde există SERAL. Din aproximativul de 32.000 de copii, 9.000 se întorc fizic la școli, restul continuă studiul în online. Există holuri mai aerisite, acum profesorii au avut la dispoziție să-și găsească spații mai generoase pentru acest semestru. De asemenea, municipalitatea s-a ocupat de achiziționarea a peste 1,5 milioane de măști care au fost distribuite unităților de învățământ. Este un necesar care ajunge pentru 70 de zile de azi încolo. Există și dezinfectanți. Unitățile de învățământ sunt pregătite pentru această perioadă. O parte dintre grădinițe au fost redeschise, altele se redeschid de astăzi. Acolo unde a fost nevoie de tablete, municipalitatea ieșeană a cumpărat și a dat către școli peste 3.000 de tablete cu abonament la internet pentru următorii 2 ani. La nivelul unităților școlare din Iași există 86 de cabinete școlare și 30 de cabinete stomatologice care de astăzi se vor redeschide. Atât de aici, la revedere! Mulțumim frumos, Daria! Ai văzut ce zăpadă era acolo? Da, iarnă în toată regula. Nu era, în Timișoara nu. Moldova e fruntea de data fruncea. Asta. România primește astăzi a 8-a tranșă de vaccin Pfizer-BioNTech. Despre câte doze este vorba și unde vor fi distribuite, aflați în scurt timp la Focus la Prima Oră. Academica Clinceni a reușit aseară ceavnic. 70 de centimetri de zăpadă sunt acolo. Minunat, nu? Minunat. Pentru schiori. Este timpul așadar pentru primele informații meteo ale zilei. Ni le aduce colega noastră Lili Braga. Bună dimineața, să avem cu toții o săptămână cât mai bună, să vedem ce contribuție are vremea. Vedem că astăzi în Europa predomină ca și ieri atmosfera închisă și se așteaptă precipitații în majoritatea regiunilor. Ploi abundente în sud-est, în zona carpato-balcanică și în sud-vestul Franței. În restul continentului se anunță lapoviță și ninsoare mai abundente, fiind cele din Germania și Ucraina, unde și vântul este intens. În țara noastră până la prânz este cod galben de vânt în Banat și în Carpații meridionali, în masivele sudice sunt rafale de 70-90 de km/h. Iar la
altitudini de peste 1800 de metri se pot depăși 100 sau chiar 120 de km pe oră. În Banat, rafalele de vânt ating 60, izolat 70 de km pe oră. În Moldova sunt precipitații sub formă de ploaie slabă sau burniță și este cod galben de polei toată ziua, dar să știți că ploi sunt așteptate și în restul țării. Este o zi caldă și la amiază devine chiar foarte caldă în centru și în sud-est. Excepție face din nou nord-estul țării, unde temperaturile rămân în general negative. Iată, avem minus 5 grade maxima termică de astăzi în Suceava. În schimb, temperatura ajunge la 18 grade în sudul Dobrogei. 12 grade vor fi în București. Deocamdată atât despre vreme. Revin ceva mai târziu cu alte informații. Irina, Daniel.